Da, am revenit în direct. Reamintesc invitatul meu din această emisiune, domnul Adrian Mocanu, 32 de ani, deci unul dintre cei mai tineri parlamentari. Deci sunteți și vicepreședinte la PSD și în principal deputat de Buzău. Ca de obicei, eu mă țin de cuvânt și citesc toate mesajele trimise de dumneavoastră înainte de a trece la următoarele subiecte. Am și aici foarte multe mesaje și cu întrebări la adresa dumneavoastră, domnul Mocanu. Zice cineva așa: dacă domnul Adrian Mocanu ar ști câte ambulanțe sunt în județul Buzău, ar tăcea. Înțeleg că sunt puține ambulanțele și de asta vin târziu. Știu că ați declarat noastră mai devreme că v-ați plâns mai devreme că da, uite, este un dar nu înțeleg motiv pentru ce să tac sau care ar fi motivul pentru care ar trebui să tac. Eu cred că sunt puține ambulanțe și probabil de asta ajung târziu la cazurile reclamate. Este o problemă reală cu care se confruntă cetățenii județului Buzău și trebuie găsită o rezolvare. Niciun caz. Uite, să ne interesăm și eu cred că poate și dumneavoastră câte sigur că ambulanțe. Da, oricum am notat această problemă. Bun. Dar știu că și Smurdu are la Buzău. Eu, în calitate de președinte al Crucii Roșii Buzău, am încercat un demers cu doamna directoare Bârzu împreună cu o filială a Crucii Roșii München să achiziționăm o ambulanță pentru județul Buzău. Într-adevăr, este foarte dificil, costă foarte mult, dar sperăm să găsim resursele împreună cu Crucea Roșie München să deblocăm acest impas și să mai aducem o ambulanță în județul Buzău. Uitați, încă o întrebare a unui telespectator. Ați promis în vechea, fosta campanie electorală, mutarea camerelor CNADNR din zona podului de la Mărăcine. Un parlamentar poate face asta pentru o inițiativă. Știți care e problema? Că ăștia care o iau în partea asta spre Valea Slănicului, da? Trebuie să-și ia și ăștia rovinietă doar pentru că trec pe podul de la Mărăcine și că ar trebui mutate camerele alea undeva mai spre Poșta Călnou încolo, cum ar veni de Mărăcine. Cu părere de rău îl înștiințez pe stimatul dumneavoastră telespectator că nu eu am făcut o asemenea promisiune. Colegiul meu nu este acolo unde spuneți dumneavoastră, la Mărăcineni. Și nu aș fi putut Poate nu dumneavoastră, colegii dumneavoastră, parlamentari au promis. Acum nu mai știu exact care au fi promis treaba asta. Eu nu am promis așa ceva. Eu ce vă pot asigura că în proporție de peste 90% din promisiunile electorale ale anului 2012-2016 la mine sunt... Bun, dar uite, vă pun eu acum în brațe problema asta pentru că este una reală și adevărată. Sunt convins de la că este Săpoca Cernătește vin pe un drum județean, nu pe un drum național și vor să vină și ei la Buzău. Doar pentru faptul că traversează podul de la Mărăcinen trebuie să dea bani pe rovinietă și nu mi se pare cușer lucrul ăsta. Da, poate vă nota și data viitoare când veniți în... După cum vedeți, îmi notez toate problemele și o să încerc să vorbesc la Ministerul Transportului. Să știți că o să vă întreb data viitoare când să veniți și ați rezolvat. O să facem o interpelare. Vedeți, dumneavoastră, cu asta se ocupă un parlamentar, să facă o interpelare la ministru, să-l întrebe, domne, ce se întâmplă cu situația asta, pentru că aveți perfectă dreptate. Pentru ce să plătească oamenii de acolo? Pentru că merg cât 200 de metri. N-are sens. Da, vis-a-vis de maternitate. Cineva vă agață cu o întrebare, dar de ce a fost utilată doar pentru o lună maternitatea respectivă? Cred că telespectatorul dumneavoastră are o informație greșită. Utilajele sunt în maternitate. Cum? Pentru o lună? Nu înțeleg. Da. O maternitate nu poate fi utilată pentru o lună, e imposibil, n-ai cum. Da, oricum, or să mi-am rugat pe colegii mei de la știri, poate merg și ei pe maternitate să vadă zilele astea ce se mai întâmplă pe acolo, dacă se mai deschide, nu se mai deschide, s-a dotat, s-a utilat, nu mai e. Ar fi păcat pentru municipiul Buzău și pentru județul Buzău ca un asemenea edificiu să nu fie dat în folosință cât mai rapid, pentru că acea maternitate nu numai că respectă normele Uniunii Europene, depășește cu mult normele Uniunii Europene. Da, i se mai zice maternitatea lui Mocanu sau
Vedeți dumneavoastră, numele, da. Probabil și acesta a fost unul din motivele pentru care ea nici până astăzi nu este funcțională. Bun, mai luăm un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara, a revenit domnul Nelu, mai are niște întrebări. Vă rog. Domnul Mocanu, nu vă e frică că atunci când v-ați dus la domnul primar și el ați rugat să intervină pentru anumite probleme din orașul Buzău, ați fost registrați, puteți fi acuzat de trafic de influență? De asemenea, vă rog, dacă toți sunteți prieteni buni cu domnul Fond, această ocupație din echipa dânsului, și transmiteți în partea mea felicitările pentru cei 9% care la TVA de la alimente, pentru că, într-adevăr, a fost o măsură a guvernului Ponta. De asemenea, achiesc și eu la indignările dumneavoastră față de situația din Buzău, la sănătate, la Consiliul Județean, la podul de la Vatul Pașii, la fel ca dumneavoastră, la fel de indignat și eu ca și dumneavoastră, și eu v-aș ruga totuși, dacă sunteți așa de indignat, de ce nu părăsiți corabia asta care nu respectă și nu își face datoria către alegători? Pentru că, după câte cred eu, parlamentarii de Buzău, cu ceea ce au promis către alegători, pot fi acuzați de abuz de încredere, pentru că prin ceea ce ne-au promis au câștigat încrederea noastră și implicit voturile noastre. Și de asemenea, un sfat pentru dumneavoastră, personal. Încercați să vă ridicați nivelul politic la nivelul anului 2016, nu mai rămâneți la nivelul anului 2000. Pentru că, după părerea mea, n-ați avut decât un discurs sfat, lemnos și foarte greoi. Pentru un tânăr politician de 32 de ani, mă așteptam la mult mai multă vivacitate și la mult mai o deschidere cât mai mare față de cei care îl sună, pentru că nu îl sună ca să-l pună la respect, îl sună ca să activitatea dânsului pe mai departe să fie mai bună, pentru că dacă dânsul este foarte bună, s-ar putea și viața noastră să se îmbunătățească. Da, dar totuși să remarcăm faptul că domnul Adrian Mocanu vine aici și pune emisiuni pe la noi, da, comparativ cu alți parlamentari pe care nu i-am văzut la față. Nu? Eu am văzut câțiva la față și trebuie să recunosc că am și eu o plăcere scrisut cu un parlamentar de Buzău care într-adevăr ascultă electoratul și care le rezolvă probleme. Da, pe domnul Cocei bănuiesc că nu l-ați văzut niciodată, nu? L-am văzut pe o haină scrisă. Da, sau... Mâine, spre exemplu, unde pot să-l găsesc eu pentru audiență pe domnul Mocanu? Bine, mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu, vă rog. Domnul Nelu, mâine mă puteți găsi să veniți în audiență pe strada Unirii Nord, bloc 18D, etajul 1, interfon 3. Mâine de la ora 10 la ora 16 sunt acolo pentru audiențe. Vă aștept cu cea mare plăcere. Da. Dar revenind la... De ce așa, mai faceți parte din această echipă dacă nu sunteți mulțumit? Stați puțin, eu fac parte din această echipă pentru că cred în ideile social-democrate. Iar vis-a-vis de ce a spus domnul de mai devreme, domnul Nelu, că guvernul Ponta nu a fost nici pe departe unul bun, vreau să vă aduc aminte câteva lucruri care s-au întâmplat pe... Păi nu, am înțeles din potrivă, că a zis că a fost... Așa mi s-a părut că a zis-o sub formă de glumă. Nu, a fost să ne aducem aminte serios de reîntregirea pensiilor și a salariilor, creșterea salariului minim, mărirea salariilor bugetarilor, creșterea venitului minim garantat, scăderea inflației și multe, multe altele. Acestea chiar au fost realizările guvernului Ponta și oricât de răutăcioși am fi, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Cu toate că după evenimentul colectiv, care a fost un lucru extrem de rău, guvernul Ponta a căzut într-un fel sau altul, vom afla probabil după câțiva ani ce manipulări au stat în spatele căderii guvernului Ponta. Eu vă spun că mă bucur că am făcut parte din această echipă. Deci să înțeleg la dumneavoastră că dacă ar fi să votați dumneavoastră, dacă se întoarcă Ponta prim-ministru... Cu două mâini. Cu două mâini. Bun, mesaje de la telespectatori. Cum rămâne cu numirea directorilor de la societățile și instituțiilor din Buzău? De ce nu se organizează concurs? Dar pe bune, în ziua de azi, examenul e joi și concursul e câștigat de marți. Da, așa e, are dreptate telespectatorul nostru, știu că a intervenit și o doamnă puțin mai... Dacă mi-ați spune puțin mai clar la ce instituție faceți referire sau unde s-a întâmplat această situație, cu siguranță pot să vă dau un răspuns. Păi, e vreo instituție în Buzău unde s-a făcut concurs? Păi, clar este. Nu știu dacă ați văzut la învățământ, la inspectorat.
acolo s-a văzut clar că e examen pe bune. Cred că e singurul. Da, și când s-a dat concurs pe bune, n-a luat nimeni. Dom'le, asta e situația. N-au fost oameni suficient de pregătiți sau poate au avut o problemă în ziua respectivă. Nu poți să spui că omul de acolo e de calitate, că sunt oameni care au condus ani în șir. Bun, alte mesaje de la telespectator, nu știu dacă o să mai reușesc să mai discutăm despre subiectul ăsta. A plouat atât de tare în decembrie, întreabă cineva, încât s-a facturat 0,839 metri cubi de apă meteorică. Uite și aici, că e problema asta cu apa meteorică. În alte orașe nu se plătește apa meteorică. Nu puteți să faceți un proiect ăsta de lege să nu se mai plătească? Păi cum dumneavoastră ați spus-o că în alte județe nu se plătește apa meteorică, da, n-are legătură proiectul de lege al meu care s-ar aplica în toată țara pentru județul Buzău. Aici este încă o dată o problemă de administrație publică locală a consilierilor locali care au votat o asemenea aberație să se plătească apă meteorică. Știu că asta cu compania de apă e o problemă a tuturor și în perioada sărbătorilor de Crăciun, de Revelion, ce să vă spun, că nu curgea apă la robinet, era măl, dar da, cu siguranță. Bun, mai lăsați-ne cu domnul Boșcodeală, mai citesc-o din mesaje, că mă grăbesc, că n-a făcut nimic, doar a făcut avere ca mulți alții. Nu cred că l-am lăudat în emisiunea asta pe domnul Boșcodeală. Alte mesaje, domnul Adrian, vi se pare normal ca persoanele cu handicap și cu studii superioare să nu aibă loc de muncă? Persoanele cu handicap de asemenea au indemnizații foarte mici. Ajutați aceste persoane. Da. Bine, nici persoanele fără handicap cu studii vis-a-vis superioare n-au locuri de muncă. De această problemă care a fost enunțată aici de dumneavoastră, vreau să vă spun că am, în unde am biroul parlamentar, am o doamnă care a avut, Dumnezeu să-l ierte, un băiat care a și decedat, îmi pare tare rău, care s-a confruntat ani în șir cu această problemă, cu persoanele cu handicap, și împreună cu dumneei am promis că vom iniția un proiect de lege care să vină în sprijinul tuturor acestor persoane defavorizate și să dăm o mână de ajutor ca mai ales cele cu studii superioare, cum ați spus dumneavoastră, chiar să aibă un loc de muncă bine plătit și să fie integrați total în societate. Al mesaj era o promisiune pentru modernizarea UPU, Unității de Primiri Urgențe, nu s-a făcut. Da? Dar acum nu știu dacă ați făcut dumneavoastră promisiunea asta și nu ținea de dumneavoastră, dar are dreptate telespectatorul nostru că era această promisiune, că și domnul Băgiu a făcut-o. Dar acum și domnul Băgiu nu poate mai poate răspunde. Poate domnul Băgiu la întrebarea asta. Bun, de ce a așteptat salvarea și nu s-a dus cu mașina personală? Cred că se referă la bunicul. Credeți-mă că m-aș fi dus, nu cu mașina, m-aș fi luat două mașini să mă duc, la ce durere a suportat bunicul meu, dar având în vedere că și-a spart șoldul, a fost o fractură rea tare de tot, nu se putea mișca absolut deloc și de asta am acceptat salvarea. Dacă aveți cunoștințe despre problemele buzoienilor și dați impresia că vă interesați de ele, de ce nu candidați la primăria municipiului Buzău chiar și ca independent, vă întreabă cineva. V-am spus și într-o emisiune trecută, nu numai că mă interesează problemele buzoienilor, eu consider că trebuie să le și rezolvăm problemele buzoienilor. Iar de candidat la primăria municipiului Buzău am 32 de ani și cred că mai am multe de învățat, pentru că dacă vom face iarăși experimente și de cele mai multe ori experimente nereușite, nu vom ajunge prea bine în acest municipiu. Vreau să vă dau exemplu municipiului Brașov. Ați văzut cum s-a dezvoltat, nu mai vorbim de Sibiu, nu mai vorbim de alte și alte orașe. La noi, dacă mergem în zona industrială, te apucă groaza cei pe acolo. Da, mai am un mesaj de la un telespectator. Printre altele, vă roagă să mergeți la o plimbare, dar pe jos, domnul Adrian Mocanu, pe Bulevardul Mareșal Averescu. E ăsta de la intersecție, cum vii știu foarte bine unde stadionul este, Gloria. Știu mergeți, foarte bine unde e bulevardul. Mergeți mâine în vizită pe acolo, să vă plimbați puțin, dar pe jos. Să știți că de multe ori mă duc spre birou pe jos,
Vreau să vă spun că trotuarele sunt... Nu mai zic de o doamnă să zici că merge cu tocul sau deci ceva care de genul problema ăsta. E dezastru. Păi vă întreb altceva, că... Da. Când au fost, eu sunt expert în trotuare, când puteți să vă întrebați. Când au fost trotuarele ultima oară asfaltate în municipiul Buzău? Adică dacă măcar făceai 5 trotuare pe an, tot ajungeai să-l termini sau să fie lumea mulțumită. Dar la noi nu s-a făcut absolut nimic, adică... Da, bun, haideți să discutăm puțin și despre subiectul ăsta cu poliția. Înțelegem că zilele trecute poliția buzoiană a sancționat firmele de dezăpezire întamate pentru unele drumuri județene din Buzău. Înțeleg că s-a amendat firma asta Gecotrans cu 2200 de lei pentru că n-a dezăpăzit cum trebuie de la Robeasca la Buzău, de la Stâlpul la Costești, de la Cochirleanca la Poșta Călnău și de la Verneș la Merei. De asemenea, Nicos SRL a primit avertisment că n-a dezăpezit cum trebuie de la Murgești până la Valea Râmnicului și de la Valea Râmnicului la Ghergheasa și de asemenea de la Valea Râmnicului la Bălăceanu. Avertisment a primit și administrația ADP Râmnicu Sărat, un fel de urbis cum e acela noi la Buzău, că nu s-au dezăpezit străzile din Râmnicu Sărat. A primit și Mecan Construct avertisment de la Buzău la Maxenu și de la Maxenu la Țintești. Așadar, drumuri județene amendate de către polițiștii buzoieni că nu s-a făcut dezăpezire cum trebuie. Din punctul meu de vedere, jos pălăria. Felicitări pentru cei de la poliția buzoiană. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Cred că este în premieră ca poliția să vadă lucrul ăsta și să le dea amendă ăstora de la firmele de dezăpezire. Dar am și eu totuși o mică cârcoteală și vis-a-vis de lucrul ăsta, de ce nu s-au dat amenzi și la ăștia de pe drumurile naționale? Că eu cred că meritau și ăștia de pe drumurile naționale să fie măcar avertizați dacă nu primeau amendă. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, că felicitați pe cei de la poliție că au dat amenzi. Dar totuși cu ce îi încălzește pe cetățenii care au îndurat ce au îndurat în comunele respective că n-au fost dezăpeziți? Eu cred că administratorul acestor drumuri, care este Consiliul Județean, ar trebui să ia măsuri ca aceste firme să fie întotdeauna foarte bine pregătite și să intervină la timp. Nu ne încălzește cu absolut nimic că ele sunt amendate. Ele trebuie să-și facă treaba. Bun, până acum nu erau nici măcar amendate. Iar cine nu-și face treaba nu trebuie să mai participe să dezăpezească. Da. Aceasta este părerea mea. Este o idee bună. Asta, dar nu știu, mă gândesc că, nu știu, înțepându-i acum o leacă cu o amendă și cu un avertisment, data viitoare, nu știu, vor fi mult mai prompt și vor face datoria. Și dacă nu-și fac, poate le dau amenzi și mai mari. Și haideți să fim serioși, până la urmă a nins o zi și o noapte, adică n-am avut două săptămâni de zăpadă. Atunci să ne fi făcut probleme. Adică... Da. Bun. În schimb, am văzut un lucru mai bun pe municipiu. S-a văzut clar că firma care asigură dezăpezirea aici pe municipiu și-a luat utilaje noi, din ce am văzut, și a fost ok. Pe marile bulevarde, pe străzile, iar în spatele blocurilor în continuare, avem mari probleme. Și acum este un ghețuș, nu e în regulă ce se întâmplă în spatele blocurilor și pe aleile mai înguste. Da, în municipiul Râmnicu Sărat, ne scrie cineva, nu se face dezăpezire. Cum, da, deloc? Da, ne interesăm și noi. Da, deci ăștia au primit avertisment. Da, înțeleg că există totuși o societate acolo în Râmnicu Sărat. Poate ar fi bine să vă interesați, domnul Mocanu, cum a asfaltat acel primar din Brașov întreg orașul, până și cele mai mărginașe cartiere și nu numai, zice cineva. Tocmai acesta era și exemplul meu, că se poate dacă se vrea, dacă există implicare, dacă există devotament față de municipiu, se poate. Mai zice cineva să nu uitați că în urmă cu 4 ani erați în aceeași barcă, în aceeași echipă cu domnul Boșcodeală, dar ați explicat de ce... Am explicat. Vă mai roagă cineva să spuneți ce a spus dumneavoastră înainte de a fi parlamentar. Sunt economist, am lucrat la o firmă în județul Buzău, în municipiul Buzău, vin din mediul privat. Bun, rugați-l pe domnul deputat să ne spună ce studii are. Economist. Și câte legi ați elaborat în cele două mandate de peste deputat? 40 de legi.
Da, mai curg mesajele, dar din păcate nu mai avem timp în această emisiune, dar o să îl mai chem pe domnul Adrian. Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație, le mulțumesc și telespectatorilor dumneavoastră și vă asigur că ori de câte ori mă veți invita, voi veni. Bun, cu mare acum plăcere. Rămâne să și rezolvați din lucrurile pe care vi le-ați notat acolo. Pe cu siguranță ne vom respectivă. Interesa și împreună vom găsi și rezolvări și până la urmă da, facem toate demersurile necesare. Domnul Popa de la UNPR nu l-am iertat când a venit și telespectatorii noștri i-au trasat diverse sarci. Mi se pare normal. Mulțumesc frumos pentru prezență. Rămâneți pe Campus TV. Urmează peste 10 minute jurnalul. Până mâine eu vă spun la revedere.